Șefii complexului energetic Oltenia dau peste un milion de lei pentru reparațiile auto. Pentru mașinile din parcul auto s-a aprobat un buget de 1,24 milioane de lei. Motivarea reprezentanților companiei este că, prin contractarea acestor tipuri de servicii ce privesc repararea și întreținerea autovehiculelor, se urmărește ca activitatea de transport să se desfășoare în condiții optime și este necesar ca autovehiculele să fie în stare bună de funcționare și să îndeplinească normele conform legislației în vigoare privind circulația pe drumurile publice. Serviciile de întreținere și reparații vizează și autoturisme aflate în dotarea sucursalei electrocentrale de la Brăila, care nu are activitate.